Echipa de fotbal CSM Slatina, grupare susținută financiar de primăria Slatina, a încheiat la egalitate scorul 1-1 meciul cu CS Tunari, într-o partidă tensionată și plină de ocazii. Deși oaspeții au deschis scorul în minutul 64 prin golul lui Atanas Trică, chiar și în inferioritate numerică, slătinenii au reușit să egaleze în prelungiri, prin reușita lui Denis Dragu. Cu acest rezultat, slătinenii sunt foarte aproape de îndeplinirea obiectivului propus. E un rezultat echitabil, adică ei au fost periculoși la una, două faze, prima repriză, noi am avut ocazii mari, repriza a doua, până la urmă eu spun că rezultatul este echitabil. Noi ne avantajează pentru că ne menține la diferența de 9 puncte față de ei și ne ajută să ne îndeplinim obiectiv, dacă mă întrebați pe mine, cred că mult mai repede decât am trecut. Oprescu a evidențiat și problemele de lot pe care le are echipa în această perioadă, fiind nevoit să folosească jucători care au avut mai puține apariții sau deloc. Avem niște probleme de lot. Avem Toma Dorin cu piciorul rupt, avem Ciocâlteu cu probleme la genunchi, are ruptură de menisc, avem Năstăsie, avem niște accidentări din astea ghinioniste, vedeți, Toma Dorin și-a rupt metatarsianul de la degetul mic de unul singur. Adică niște accidentări, Ciocâlteu la fel s-a accidentat de unul singur la meciul cu FC Argeș și ești nevoit la un moment dat să faci niște improvizații sau să arunci în luptă jucători care au evoluat mai puțin sau deloc și așa, probabil că așa o să se desfășoare până la sfârșitul campionatului. După duelul cu CSM Slatina, Dan Alexa, antrenorul grupării CS Tunari, a criticat arbitrajul. Un 1-1 mincinos, în 11-11 a fost echipa mai bună, am ratat situații foarte mari la 0-0. Ce pot să spun? Îmi felicit jucătorii, din păcate am ajuns într-o situație în care suntem, în care nu avem voie să facem pași greșiți, deși echipa arată potențial. Am spus-o imediat după meciul cu Chindia, din păcate sunt puține meciuri, este foarte greu să te mai salvezi de la retrogradare, cred astăzi că meritam să câștigăm. Slatina nu și-a creat absolut nimic, decât, dacă nu mă înșel, 2 șuturi de la 18 metri, iar despre arbitraj, azi a fost execuție. În etapa a treia din play-out-ul din Liga a doua, echipa lui Dan Oprescu are duel în deplasare cu Concordia Chiajna.